În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Că cea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Până aici am văzut cum Apostolul Pavel ne-a demonstrat că Legea e duhovnicească, dar omul, în natura lui, omul firesc, e pământesc. E un sclav al naturii lui păcătoase. Nu poate să împlinească legea lui Dumnezeu. Pentru că el e pământesc, dar legea e duhovnicească. El, chiar dacă ar vrea să o împlinească, nu poate. Nu are abilitatea asta. E un sclav. Dar, prin Hristos am fost scăpați de această robie. Cei care sunt în Hristos Iisus, adică cei care au fost născuți din nou, care au fost mutați din primul Adam în al doilea Adam, cei în care Dumnezeu nu mai vede nimic de condamnat, datorită lui Hristos, nu mai trăiesc după îndemnurile Filii Pământești, ci după îndemnurile Duhului. Spune Pavel mai devreme în versetul 1. Și apoi ne descrie cum legea duhovnicească a lui Dumnezeu e împlinită doar în creștini. Doar în cei care au fost născuți din nou. Doar ei împlinesc legea din punct de vedere duhovnicesc. Omul firesc, omul pământesc, nu poate să o împlinească. Pentru că el funcționează după principiul păcatului. E un sclav al păcatului. Omul duhovnicesc, în schimb, cel care este în Hristos Isus, e călăuzit de Duhul Sfânt. Nu mai e un sclav al păcatului. A fost eliberat de această sclavie. Nu înseamnă că e perfect, dar nu mai trăiește călăuzit de firea lui pământească. Firea pământească nu mai e șefa lui, să zic așa. Șeful lui acum e Duhul Sfânt. E călăuzit de Duhul Sfânt. Viața lui e marcată de neprihănire. Nu mai e marcată de păcat ca înainte. El acum împlinește legea duhovnicească a lui Dumnezeu din punct de vedere duhovnicesc. Iubește legea lui Dumnezeu. Nu mai are nevoie să îi dea cineva un set de reguli ca să-i țină în frâu firea pământească. Nu, el acum a fost eliberat de sclavia firii pământești. E călăuzit de Duhul Sfânt. Și de la versetul 5, acum putem spune că Pavel împarte lumea în două. Cei ce trăiesc după îndemnului firii pământești, adică cei nemântuiți, umblă după lucrurile firii pământești. Sau o altă traducere ar fi, trăiesc potrivit firii pământești. Trăirea lor e cârmuită de firea pământească. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, sau cei care trăiesc potrivit Duhului, Umblă după lucrurile Duhului. Deci, umblarea noastră arată de cine suntem călăuziți. Noi putem să spunem, eu sunt creștin, eu am Duhul Sfânt. Dar dacă umblu călăuzit de firea mea pământească, dacă încă sunt un sclav al firii mele pământești, dacă oamenii văd în umblarea mea că practic lucrurile firii pământești, care se împotrivește lui Dumnezeu, mă mint singur. E exact ce spunea și Domnul Isus. Îi veți cunoaște după roadele lor. Dacă pomul e bun, roadele lui vor fi bune. Dacă pomul e rău, roadele lui vor fi rele. Un om care e călăuzit de firea pământească va umbla după lucrurile firii pământești. Un om care e călăuzit de Duhul Sfânt va umbla după lucrurile Duhului Sfânt. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Asta e finalitatea acestei umblări. Moartea veșnică. Iadul. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. De ce? Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. E dușmănie cu Dumnezeu. Căci ea nu se supune legilor Dumnezeu. Firea pământească nu se supune legilor Dumnezeu. Tocmai ce a zis asta mai sus. Și în capitolul 7. Firea pământească nu se supune legii lui Dumnezeu. Și continuă și nici nu poate să se supună. Nu poate. E la pol total opuși. Firea pământească și legea lui Dumnezeu nu se pot împăca niciodată. Pentru că în firea pământească domnește legea păcatului. Păcatul e șef acolo. În esența naturii omului e păcatul care se răzvrătește împotriva legilor Dumnezeu. Noi trebuie să fim eliberați de această sclavie a naturii noastre. Și asta poate face doar Domnul Isus. Cine trăiește în păcat e un sclav al păcatului, dar dacă Fiul vă face liberi, veți fi liberi, a spus Domnul Isus. La asta se referea el ne scapă de această sclavie a păcatului. Și trage apoi concluzia Pavel în versetul 8, deci cei ce sunt pământești, adică cei ce sunt vânduți sclavi păcatului, cum a zis în Roman capitolul 7, adică toți oamenii firești, toți oamenii nenăscuți din nou, nu pot să placă lui Dumnezeu. E foarte tranșant, Pavel, aici. Și foarte radical. Și foarte clar. Dacă nu ești născut din nou, dacă trăiești încă după firea ta pământească, nu îi placi lui Dumnezeu. Ești dușman cu Dumnezeu. Oricât te minți singur. Nu, Dumnezeu ne iubește pe toți. Dacă nu ești născut din nou, dacă nu ești în Hristos, nu poți să placi lui Dumnezeu. Pentru că tu ești încă un sclav al păcatului. Ești încă dușman cu Dumnezeu. Trăiești încă după legea păcatului și a morții. Umbli după lucrurile firii pământești. Și care sunt lucrurile firii pământești? Ne spune tot apostolul Pavel în Galatin 5. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, adică cei ce trăiesc după lucrurile firii pământești, spune Pavel aici, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Exact ce spune și Romanul 8. Nu pot să placă lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, în opoziție cu ce a zis mai sus, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Adică nu este nicio lege care să-i condamne pe oamenii care trăiesc călăuziți de Duhul Sfânt. De locul astea sunt caracterizați oamenii călăuziți de Duhul Sfânt, care trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt, nu după îndemnurile firii pământești. Și tot în Galaten 5 continuă Pavel, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Din nou, e aceeași idee. Nu mai trăiesc după demnul firii pământești. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să arătăm prin umblarea noastră. Ai cui suntem? Cine ne călăuzește? Aceeași idee e și în Romani, capitolul 8. Cei ce sunt pământești umblă după lucrurile firii pământești. Și asta se vede în viața lor trăită în păcat. În curvii, în preacurvii, în beții și așa mai departe. Cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt umblă după lucrurile Duhului manifestă roadele Duhului Sfânt în viețile lor. Și astea sunt dragostea, bunătatea, pacea și așa mai departe. Și la fel cum a zis în Galaten 5 că cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească, același lucru spune și în Romani 8, de la versetul 9. Voi însă, creștinilor, voi care sunteți în Hristos Iisus, nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Deci nu poți să spui că ești al lui Hristos dacă nu ai Duhul lui și dacă nu arăți prin viața ta trăită în ascultare de Duhul lui că i-a lui. Umblarea ta ne arată că e lui. Și atenție mare că pasajul ăsta e deseori sucit, să pare ce nu e. Apostolul Pavel nu spune că un creștin adevărat, născut din nou, poate umbla după lucrurile firii pământești și apoi să moară. Nu asta e ideea lui. Spune exact contrariu. Dacă umbi după lucrurile firii pământești, nu ești al lui Hristos. Ne demonstrezi că nu ai Duhul lui. Cei ce sunt ai lui Hristos nu mai sunt pământești. Ce înseamnă pământesc? Ne-a spus Pavel în Roman capitolul 7 vânduți sclavi păcatului. Cei care sunt robi naturii lor păcătoase. Ăia nu sunt creștini. Ăia trebuie să fie născuți din nou. Voi însă creștinilor care ați fost eliberați de sclavia firii pământești prin Hristos, care sunteți în Hristos Iisus, nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Și tocmai de-aia puteți împlini legea duhovnicească a lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă cu adevărat Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, spune Pavel, voi nu mai sunteți pământești. Voi nu mai sunteți călăuziți de firea pământească. Ci sunteți duhovnicești. Și concluzia e foarte clară. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Adică dacă nu e cineva călăuzit de Duhul lui Hristos, nu este a lui. Nu poți să ai Duhul Hristos și să nu fi călăuzit de Duhul Hristos. n -ai cum. Dacă ai cu adevărat Duhul Dumnezeu, ești duhovnicesc. Nu mai ești călăuzit de firea ta pământească. Ai fost scăpat de această sclavie a firii pământești. Și repet, ca să nu se înțeleagă greșit, nu înseamnă că vei fi perfect înseamnă că viața ta nu va mai fi marcată de păcat, ci de neprihănire. Nu va mai fi marcată de roadele firii pământești, ci de roadele Duhului Sfânt. E una să te mânii dată, care e o faptă a firii pământești, cum am văzut în Galaten 5, și alta să te mânii în fiecare zi. Ăsta să fie stilul tău de viață. Să fii călăuzit de fiată pământească creștinul adevărat, care e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, atunci când se mânie sau comite un păcat, se pocăiește. Are la Tatăl un mijlocitor, spune Ioan. Pe Isus Hristos, cel nepricănit, Își cer iertare se pocăiește. Și și îndreaptă umblarea. Își sfințește viața. Se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că el nu mai e pământesc. Nu mai e vândut sclav păcatului, ci e duhovnicesc. Legea Duhului de Viață în Hristos Isus l-a izbăvit de legea păcatului și a morții.